Preasfințitul Casian Crăciun a vizitat gospodării și biserici din localitățile din Galați afectate de inundațiile istorice. Ierarhul a curățat cu o mătură mâlul dintr-o biserică din Pechea și a oficiat slujbe pentru doi oameni care au murit luați de viiturile puternice. În el, preasfinția sa a dezvăluit că biserica a oferit ajutor pentru înmormântarea lor. În toate bisericile din Arhiepiscopia Dunării de Jos s-au strâns bani pentru victimele inundațiilor. 8 autoutilitare din partea Arhiepiscopiei, încărcate cu 13.000 de litri de apă și 9.000 de pâini, au ajuns în localitățile distruse de viituri, cu Zavodă, Pechea, Slobozia Conachi și Costache Negri. Și milostiv și față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni. Iar în al preasfințitul Casian a împărțit alături de alți preoți alimente, haine, pături și perne sinistraților din Galați. Au fost organizate și mese pline cu bunătăți în biserici, unde au fost chemați și cei peste 300 de pompieri care intervin în zonele calamitate. Domnul Dumnezeu prea milostivul să ne miluiască. Domnul Dumnezeu prea milostiv, sănătate și pace. Un ajutor financiar a venit și din partea Patriarhului Daniel, care a anunțat că Biserica Ortodoxă Română a oferit 100.000 de lei pentru sinistrații din zonele afectate de furia naturii.